Kasap. Sali, fără probleme, trece încă o dată Sali. Au de poartă, se ferește Daua. Are un demaraj formidabil. Sali n-are niciun fel de problemă când trebuie să accelereze și să treacă în viteză. Greșește acolo Cristea. Greșește Cristea, Sârbu. Sârbu pasă periculoasă și este gol, 3-2! Îl scrie Luis Munteanu! La acest scor Farul este campioană! A fost o pasă a lui Cristea către Coman. Coman n-a reacționat la ea. Recuperare și Mazilu este cel care dă golul de 3-2 și în acest moment Farul, în acest moment, la acest scor, Farul este echipa campioană, este deținătoarea titlului cu numărul 105 în Superliga. E bine când fotbalul îi premiază pe cei care au grijă de el și vor să facă spectacol, vor să arate eficiență, care nu cedează, care luptă, trag. Și care înscriu, care se întorc de la 0-2. Să nu uităm, în minutul 18 era 2-0 pentru o echipă alintată de mulți suporteri și cumpărată cu bani grei. Hagi face lucrul ăsta aici, fără bani, cu ochii săi, cu experiența sa, cu nebunia lui, cu talentul lui. Ce bine a intrat în joc Sârbu. A făcut perfect faza asta. Toți, Sârbu, Sali, Kasap, da. Absolut toți jucătorii Farului au fost... Alibek plânge. Alibek plânge. Și FCSB mai are puțin, vreo 5 minute să încerce să întoarcă acest rezultat. E o echipă căzută și e o echipă căzută întâi de toate de la dominarea clară pe care Hagi, ca antrenor, le-a dat-o celor mulți antrenori cu licențe sau fără licențe de pe banca FCSB-ului.